Ai venit în Cârjă după dreptate, a? Da, da, da. Și ai găsit dreptatea la Chișinău? Să vă arăt pe hârtiile astea, sunt aici care... Și unde vrei? La Procuratura Generală sau la Municipală? Nu, la Generală, că... Hadiem? Hadiem să mergem. Dreptate mare nu mi-s face, dar măcar să mă știe țările și, și idiot să vedem la, la putere. Da, între în audiență sau... N-am... Sau vrei la Procuror General sau care e planul? Ca când vreau, dar vezi că Procuror General încă nu a așezat. Încă ei nu știu cine spune. Am mai găsit că unul ca, ca Eduard ăsta, păi a să meargă poporul înainte. Hai să stăm pe bancă aici, da. Dar vii hă de la Rezina, din și raion ești, mă, ta? Da, păi i-a spus la mine, la Meșeni, parcă. Meșeni, aha. Da, a spus la mine. Nu ți-l minte și problema, vei dacă un vecin, ori cu cine acolo te... Vecinii au scris că eu l-am băgit cu ei, ne-au pus să sâp în poartă și uite, ia că sunt așa. Am pușcat în o gradă, pentru de și lege nu, dar la mine este lege, ia că mă poartă, imagine domnul jurnalist, dar mă poartă... Dar ce că nu ești sigur că e eu. Nu erai sigur că el a împușcat în o gradă, nu? Noi știm, dar nu vor să investigheze, da. Da, pe cum? Asta și banditul nu se dă prins. Dacă am fost la judecătorie, m-am fotografiat, dar am și pe telefon. Dar și la judecătorie am înțeles că ai fost cu niște amenzi și te-au amendat pe meta pentru nu știu. Era de 17. Și le-ai anulat? Au fost anulate? Nu, încă pe data 25, încă pe 25, încă iară să mă duc. Bătaie de joc, nu? Bătaie de joc și gata, nu-i chip de asta. Greu? Da. Până eu ajungi la dreptate? Da. Eu am ajuns pe la... în Crâmp, prin Crimea, și acolo mai acos, chiar arată că dreptatea e în fundul mării. Da, la Moldovei nu găsești dreptate. Este sculptura lui Maiakovski acolo, da? Da, am ajuns, dacă am lucrat în fură. Dar și ai scrisori? Da, ia să fac ochelari. Dar mă ta spune cu cuvinte, nu te-am să citim scrisorile. În cuvinte ia ca așa. Pe 26 iunie anul ăsta, ai sunat la 112 și ai solicitat ca să fie întreprinse măsuri conform legislației persoane necunoscute care în seara tot de 29 v-a numit cuvinte și expresii injurioase. Dar eu și nu în iunie, mai devreme am fost, până la asta am fost la mata, nu? Da, dumneavoastră ați fost mai înainte, după aia asta. Și după ce a apărut interviul, e iar da, înjurat, da? Da, e mai tare o nebunit. Și primarul spune, deci, vinitecul ăsta și nu-i ajunge. De mata, adică? Da, de mine. Eu primarul a zis așa, dar cui a zis? Da, primarul nu are școală. Dar cui a zis? Cui a zis primarul? La oameni din sat. M-a dat la internet și ne ascultă și telefonul, să stăruie tăți ăsta. Tăti e bă ăsta. Dar pe ea că expiră mandatul și da, o să-l aleagă oamenii tot pe ăsta. Asta așa, a fost așa. Cumnatul primarii, noaptea, s-a dat la gard și a spus, veniți cu dracul să zbori în aer. Eu am minat aici. Oho. Amu i-am chemat poliția. Poliția a venit noaptea, încolo în coas. Amu a venit la ispravă sectoristul, chebărul. Și ia ca și răspuns mi-a dat. Nu a spus că nu a fost. Da, zici că nu s-a adeverit. Da, nu s-a adeverit. Ia ca așa la dânsi. E tot pentru mine nimic. Ma t-ai auzit în jurături, dar ei nu au auzit. Da, da, ei nu au auzit că erau la Răzena și când se vie, deci... Nu se aude. Nu se aude. Ca, ca, ca bancul și ala, țiganul cu preotul, la, sau, îl spun la s-audă tăți. Când a dat și mai preotul îi spune, zice, băi, țiganii trebuie, era slugă la dânsi, trebuie să te mai împărtășești, te îngrijești. Că de acolo spune și de acum îi câșcă tu găinușele. Dar nu se aude nic, părinte. Așa fac și ei, nu se aude, nu, nu, nu știu nic și nu, nu se aude nic. Așa, am uitat și nu se aude. Cum mai nu se aude? Aia pe și schimbăm. Am uitat și spune și, dar mă ta, părinte, cum pe țiganca mea o șurești așa? Păi țiganii nu se aude nic. Dar am fost de acord. Da. Apoi așa și aia asta. Am uitat ca și am numai contra, dosare contravenționale. Amenzi aplicate matale sau lor? Ei au pus amenzi că se plătesc pe un 900 că l-am băjucurit pe primare. Dar primarul spune că nu l-am băjucurit ăsta, dar eu spus cineva.
Așa. Deci mă atac când plângi, da, da. Am nu găsesc vinovață, dar când plâng ei, hop, te amendează. Da, da. Eu când am chemat poliția, au venit, ea că zic că și-au minat. Eu am nuș. Eu nu știu și o pus el. Poate dacă îmbră prin la lucru, prin străinătate, poate o adus o limoncă și ceva și o pus-o. Dar dacă mă spare, mă spare, dar voi controlați. Și pe date din 3 iulie vine sectoristul cu voșesă. Și forțat la bătaie. Eu am închis cum poartă. La bătaie? L-am atat polițiștii? Da, 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 polițiștii. Dar pe ce sens la forțat, că mă taie și că îți mai hălim încă un dosar. Da, nu da. Nu se cât este. Așa. Și am sunat la unul Berjan, acolo lângă gara feroviară, departamentul lui. Da, da. Și zic că eu am fugit în Beci. Am dus în Beci, dacă ei ieșesă, vor sări și poartă și au rămas în Beci, îi spre mine. S-au dus. Și aia că și răspuns, i-a dat după asta. Dacă a fost, ia că tu. Înțeleg, dar sectoriștii te-au amenințat și te-au înjurat, nu oameni de rând. Nu, om de rând. Sau sectoristul cu oameni de rând. Da, cu... Nu, cu el a venit cu voi și șase. Nu polițiști, civili. Polițiști, nu. Șase polițiști. Da. Data din trei. Că deși eu am chemat poliția, că am spus minciuni, că așa, da, poliția a venit, haideți să controlați. Și el a spus, vineticul, da, hai să zbori în aer. Da. Dacă e cumnat, ești cumnat. Și a venit poliția și s-a gușit când. Am unde mă ia ca și răspuns eu dat. Dacă e cumnat cu primarul. Vezi că eu-s vinitic că-s lipiștit de din Scorțeni, că când ați fost... Din alt sat, da. Ați trecut pe lângă satul eu. Dar a lui că e din rândul Ieloveni, nu-i vinitic. Nimeni nu-i vinitic, toți suntem pământuiți ăsta ca da. Chiar și frate. Chiar și că nici acela tot nu-i vinitic. Da, da. Că zice, dacă eu am o fiică și o măritat după un rus, nu am să dispart. Familia, fiică, da. Familia de calcă, el e rus. Da, da. Și deci te-ai plâns la procuratură și până acum ai niciun da, rezultat. Da, la procuratură. Și ea că am aici multe de tăte. Am un, ea că am să vă arăt. Soția, o soție, o tăiet frațiu Livadă, un rând de Livadă. Și am dat cu advocat, m-am dus la leu cu rusul, mi-a dat advocat ca că suntem pensioneri cu pensie mică, să nu plătesc. Și te-am sunt chemat să duc femeia după... Aici stau ușor buscarii. Dar nu e așa, trebuie să spui cât să deie, cum să deie. Și ca când îți chemat, spui cineva la cale. Este așa un bandițel, îi zice lui, ia că date 25, iar trebuie și eu chemat. De 17, am ia ca să mântu e 19 și întrebi 20, de graba să ieși, că vreme trece. Matăi Grigore Slutu. Da, eu Grigore Slutu. A, asta e cei despre care ai zis că continuă procesul. Da, da. Contravențional. Da, da. Așa. Eu zic să nu le scoți tare la mine, dar le scoți ca aici la birou de audiență unde da, o să primească. Da, să intrăm în lucru, să-i... Eu nu intru, intru mă atac, eu mă duc am alt treabă mai departe. Mă ta, intră, scrie, jalbă, vezi ce a zis și procurorul. Sau și ori zis și procurorii, că sunt mulți aici. Încheiere. Constatat că motivul invocat de cerere de recuzare de slujbă Grigore nu cade. Dispune. Se respinge ca neîntemeiat. Mă, ai vrut recuzarea judecătorului, dar ce nu ți-a plăcut? Da, păi, dacă se bat joc, eu din 2002 eu lupt cu dânsul. Așa. Pe pământul ăsta, am neșeală. Da, și așa la judecători tot timpul? Așeală, dar au fost procuror și tot, am și hârtii de la dânsul. Trebuie să scrii plângeri la CSM, dar la Consiliul Superior, la magistratură, că eu mă duc acum, este alt protest acolo. La Eminescu 5, nu știu cum ai să ajungi mă de aici, trebuie să iei vreun transport și ceva. La Eminescu? Da, 5. În coașe? Da, în sus. Și lângă Matejevici. Am trăit acolo, prin reunul acela, i-am ajuns în copertie sub. Și te duci cu plângerii pe judecători și acolo. Dacă nu a acceptat recuzarea, dacă crezi că el te reversează dosarul, că te hărțuiești, scrie plângerii la CSM. I-am dat recurs. A, pă da, și i-ți-o refuzat.
Da, eu le-am refuzat lor să nu facă linie judecată lor. Și atâta asta, dacă e de 17. Adică în general nu încredințezi judecătorii, da. Rezina. Da, a, da, întreaga instanță nu încredințează. Ai vrut mă ta să recuzezi toată instanța, să trimită dosarul unde? La Orhei? Da, în altă parte, că este dreptul să facă lucrurile astea. Da. Și mai scoți? Și scrisori mai ai? A venit cu toată colecția. Da, dar mai am și acasă. Mai am și acasă. Asta mi-a dat ajutor 1000 de lei, că sufăr cu cancerul. Consiliul Raional. Da. De la poștă, nici nu trebuie să duci la Raion. Da. Ia uite, și Negreanu, pe aici am de-a, el a fost și procuror. Am, pe asta e plină numai dânsul. Igor Negreanu, Igor Negreanu, Igor Negreanu, Igor Negreanu. Altceva nu știe nicăde, numai Igor Negreanu. Dar dacă sunt puțini judecători în Raion acolo, de atât aș le-au comasat ca să mai judeci și altă instanță. Da, da. Te ajut și mergi la procuror, da? Da. În audiență. Da. Eu trebuie să mă duc, ți-am zis, da. Mai departe, uite, chiar la CSM este un protest. Dacă și scrie aici, dar trebuie să o iei așa. Dar eu nu înțeleg și legătura are asta cu atac. N-apare numele matale nicăieri. Și treaba e cu dosar. Eu soții, nu te-o rând de livadă. A, și aici se judecă, da? Din 14, da. Și nu pot să reușe. Și nu-ți place că se ocupă așa la judecători, da? Da, așa judecători. Dacă îți spun că sunt numai 2 sau 3 judecători. Dacă nu ne-am arătat, eu fac fără noi. Înțelegeți cum? Dar de ce nu v-ați arătat dacă v-ați citat? Femeia a zis că suntem sătui, ne ducem și el nu vine. Am înțeles. Da. A, așa. E atât așa așteptat, da. Ca să da. Nu veniți, să fac fără din asta. Înseamnă așa, eu să mă duc la judecătorie și îi zbândiță. Pui cineva la cale și după cap să-i hălească una și schip jos și ca când se tătărea. Ei, dar cum? Dar trebuie să duci vezi dosarul, nu? Că așa ți-o zici dacă vrei dosarul. Eu dosarul știu, l-am văzut. Am dat cu advocat, ne-o dat de la Lecu Rusu, de acolo. De da, avocat de stat. Da, advocat de stat ne-o dat. Ne-o dat și am scris la curtea de apel. Și ea că nu-i răspuns încă nică. La curtea de apel, ce face? Prinește și amână, dă și zile, chiar duci la dânsii. Așa e de la Bălț? Nu. Asta Chișinău? Chișinău, da. Și când dai la dânsii, eu m-am uitat. Și așa de pe scaunele și alea, așa unde îi saltă, îi saltă. Și au niște capuri pe o băstanie în grădină, n-am ca capurile lor, înțelegeți cum? Și fel de judecători avem noi. Poate băstanie mă tăi le spremiți ei. Și de atâta vă chem în ajutor, ca să știe lumea, să știe care mai suferă ca mine, să ne grupăm și să criticăm. Au și luxos au făcut, dar de la dânsii ieși cu călcâile înapoi. Tot cu seșire și ciocanul a rămas clădirea asta. Da. Hai, te las la procuror și mă duc mai departe. Dacă ești supărat pe judecători, să te duci la Consiliul Superior al Magistraților și să te plângi acolo. Mă ating că-i pe Eminescu 5. Am să-ți las documentele acolo, la procurori. Am văzut că femeile erau dimineața și au zis că încă nu a venit azi nimeni în audiență. Am întrebat, da, de Matan, crezi că de pe drum de la Cricov, când am dat la Crubușeala, că zic eu prop că da, da. Strașnic. Așa e tare greu să intră în oraș, da. Dar nu-i tăi de una. Da? Am unul, da, dar ești la tine fără 16, 8, fără 20, să ai și la loc destinat, unde punem. De pe casă. Ei, dar eu cred că Matan a intrat și zic, mă duc la audiență și el îți că nu, când nu a venit nimeni. Am mai trebuie să acut niște caze cum intrăm în procuratură. Dar de ce a răspuns ar primești, nu cum vrea păgubașul, dar cum vor ei. Da, da. Da. Ați trimit la audiență aici, în dreapta. În ultima ușă, mi-e citit așa în colț. Da. Am fost. Bună. Bună ziua la dumneavoastră! Bună ziua! Domnul jurnalist! Femeia asta mă cunoaște de mult când la clădire și ei. Dacă vii des, cum să nu te cunoască?
Închid. Fără revocare. De unul am fost, am pus cerere să mă primească procurorul la primire. Nu. O sunat-o de sus o parte mea aici, așa a discutat cu dânsa. Și suna, suna așa, la sectoristii, o, cumva, păcietul, omul Isahar. Asta-i procuratură. Dar cum ar trebui? De-ai orden sau cum? Depinde că e procuror. Am înțeles. Deci mai ești procurator. Ești cu frică de Dumnezeu, nu vezi că afișează icoane aici? Da, da. Vă las, hai lămuriți-o, mă, ta credincios și ei credincioși, ați vă lămuriți. Da, 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 da,